Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Sport Sud Special, o emisiune care va trage cortina peste acest sezon al Sport Sud Special, ediția de toamnă 2014, pentru că este ultima noastră întâlnire în direct din acest final de an. Următoarele două săptămâni, până pe 5 ianuarie, când ne vom revedea, o să puteți urmări luni de la orele 19 câteva înregistrări ale întâmplărilor, întâlnirilor și discuțiilor care s-au purtat în acest studio, la această masă, sub genericul Sport Sud Special, de-a lungul acestui sezon de toamnă 2014. Dragi prieteni, așadar, pentru ultima întâlnire din această toamnă avem doi invitații pe care încercăm să, erigindu-ne noi acum în Moș Crăciun, să vi oferim ca și cadou celor care iubesc fotbalul telormănean. Doi jucători de la campioana de toamnă, Sporting Turnu, cum vedem acolo pe burtieră, campioana de toamnă și, spunem noi, fără teama de a greși absolut deloc, viitoarea campioană a județului Telorman, Sporting Turnu, Turnu Măgurel. Aceasta este întreaga denumire și întreaga denumire oficială a echipei care iernează, iată, pe primul loc în campionatul județean de fotbal. Dragi prieteni, bună seara de la mine, Bogdan Coruță, am onoarea să vă prezint următorii invitați. Începem din extremitatea noastră, acolo pe ecran, Marius David. Bună seara. Salut, Marius. Și portarul celor de la Sporting Turnu Măgurele, Leven Celic, a doua prezență în studioul Mediasud. Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care se uită în acest moment la emisiune. Domnilor, am ales pentru această ultimă întâlnire din finalul anului Sporting Turnu Măgurele pentru că nu-i așa, a fost cea mai mare surpriză a acestui tur de campionat în Liga 4, spune noi, poate singura surpriză cu adevărat plăcută, pentru că am avut numai surprize neplăcute în acest tur de campionat în Liga 4. Am avut o grămadă de dezamăgiri, am avut foarte multe retrageri, probleme, întâmplări și lucruri nu tocmai plăcute. Ne așteptam poate la cu totul și cu totul altă desfășurare pentru acest tur de campionat, dar iată că surpriza a venit de la Turnul Măgurele, acolo unde multă lume nu se, de acolo de unde multă lume nu se aștepta, pentru că de ceva vreme la turn nu mai exista fotbal la nivelul seniorilor. Marile echipe care au ținut vie tradiția fotbalistică a municipiului de la Marul Dunării dispăruseră. Cetatea Turnul Măgurele și-a încetat activitatea, cred că nu mai există nici ea decât în amintiri. Chimia Turnul Măgurele, iarăși o poveste de demult, o poveste practic de istoria fotbalului telormănean. Dunărea Turist Turnul Măgurele, după un an de agonie în Liga 4, a plătit tribut necazurilor acumulate în precedentul sezon de Liga 3 și s-a desfințat și ea. Practic am stat un an fără fotbal la Turnul Măgurele. Acest lucru se vede și la infrastructură și la suflul de acolo, de la Marul Dunării, în privința fotbalului. Iată că a apărut un investitor, Walter Raffini, cel care a înțeles că fotbalul trebuie să învie la Marul Dunării, în municipiul Turnul Măgurele, și a fondat acest proiect Sporting Turnul Măgurele cu doar mai puțin de o lună, cât înainte de finalul, de începutul turului de campionat. Pe 30 a început? Când v-ați strâns voi? Cam 20-30 de zile. Da, da, cam așa. 20-30 de zile înainte de startul de campionat. Domnilor, v-am chemat la emisiune pentru a încerca să depunem câteva amintiri recente din acest tur de campionat, să vă întreb cum vă simțiți la Turnul Măgurele, cum e vremea acolo, să urmărim câteva imagini pe care le-am surprins și să le comentăm împreună cu voi, imagini pe care le-am surprins la unul dintre antrenamentele voastre. Sunteți performerii acestui tur de campionat. Haideți să ne aruncăm o scurtă privire pe clasament. Dacă regia este pregătită cu acel tabel care arată ierarhia la finalul turului de campionat în Liga 4, iată, acolo dacă privim cu atenție în fruntea ierarhiei provizorii până acum, Sporting Turnul Măgurele iernează pe prima poziție cu un total de 31 de puncte, 11 meciuri oficiale contabilizate, dintre care 10 victorii, un singur egal la Țigănești, 0-0? Da, 1-1. Și nicio înfrângere. La 8 puncte distanță, FCM Alexandria cu același număr de jocuri, 7 victorii, 2 înfrângeri și 2 rezultate de egalitate, 23 de puncte. 12 poziții are această ierarhie provizorie după finalul turului de campionat, pentru că numai puțin de 4 formații s-au retras. Inter Gălăteni, nou venit în competiția Ligii a 4-a fotbalistice, Udineze Oda Clocociov, o formație cu tradiție la acest nivel, s-a retras și ea.
Clubul Sportiv Vârtoape. De asemenea, revenit în Liga 4-a, n-a rezistat până la finalul turului, s-a retras după etapa a 9-a și, în fine, Ajax Botoraga retrasă din campionat în etapa a 14-a. Mulțumim regiei pentru amabilitatea de a ne oferi acest grafic. Domnilor, haideți să încep cu Marius David, că sper că ți-au trecut emoțiile. Mai sunt. Bun, hai să încep cu tine, pentru că pe Levi l-am mai întrebat la precedenta noastră întâlnire cum a fost venirea lui la turnul Măgurele. Tu ești alexandrean, ai buletin de Alexandria, cum da. Se zice. Ai jucat câți ani la FCM Alexandria? Cred că, nu mai țin bine minte, dar 7 ani pe puțin am jucat. 7 ani din 28, 28 ani întregii tale vieți. Da. 7 anișori la FCM Alexandria, ai prins Liga 3, ai prins sezoanele acelea... Am prins și Liga 2. Ai prins și Liga 2. Da. Te-ai despărțit în această vară de FCM Alexandria. Cu părere de rău, da. Cu părere de rău te-ai despărțit. De ce te-ai despărțit de Alexandria? Expira contractul, știu asta. Expira contractul, dar pur și simplu m-au dat afară. Cum te-au dat afară? M-au dat afară. Conducătorii. Ne-au dat afară, de fapt. V-au dat afară, da. Pentru că nu sunteți singurii. Nu sunt singurul care... Da. Să le spunem telespectatorilor noștri că la Sporting Turnul Măgurele, campioana de toamnă și viitoarea campioană a județului, cea care va reprezenta Telormanul la meciul de baraj, are în componență 4 alexandreni. 2 dintre ei sunt prezenți la noi la emisiune, Leven Celic, și cu el o poveste mai lungă, pentru că el este în proprietatea lui Sporting și o de vede, discutăm și despre treaba asta. Marius David, Știrbu și Urucu. Da. Urucu Marius, da. Urucu Marius. Domnilor, 4 jucători de bază. N-au plecat doar 4, au plecat vreo 11, stau 13 în această vară. De la Alexandria? De la Alexandria, da. Voi ați ales drumul către turnul. Marius, pe tine vreau să te întreb, ție ți-a expirat contractul, vrei să mai continui la Alexandria în această vară? Da, am fost la negociere și nu au vrut să mai prelungească contractul. Erai un jucător prea scump? Eu nu cred lucrul ăsta. Nu vreau să divulg suma care mi-o dăteau, dar nu cred că ăsta a fost motivul, că eram un jucător scump. Numai de ridicarea nivelul... Eu cred că da. Pretențiilor? Ba da. Mă pregăteam destul de bine și da. Dânșii au hotărât lucrul ăsta și le respect decizia. Tu ai 28 de ani, crezi că se dorea reîntinerirea? Probabil lui? Și lucrul ăsta, da. M-am gândit și la lucrul ăsta și probabil da. Că lotul nu e deloc în tinerii, de asta zic. De asta zic că au adus al jucătorii mult mai în vârstă decât mine. Au adus jucători care puteau fi lejer, aveau vârstă de antrenori. Dar mă rog, nu-i... Au vrut întinerirea, dar inversă. Da. Să înceapă de la 40. De la 40 în sus, da. Bun. Cum a fost întâlnirea cu oficiarii de la turnul? Tu știai că există fotbal, că există echipă la turnul? Cum ai ajuns acolo? Am primit un telefon, a fost un trial la început. Și am fost acolo. Trialuri. Da, da. Și am fost cu Știrbu. Și am dat de da, așa. Da. Am fost, hai mă, să vedem și noi ce e acolo, să vedem. Eu am mai jucat acum 7 ani acolo la când era turist. Și am dat de valii, bă, doi. Și păi, băieți, vă opresc. Acum, dacă vreți voi să veniți, bine, dacă nu, iar bine. Și ne-am auzit la telefon și am continuat. Dar cum se fac trialurile astea? Pentru că și astăzi, spre exemplu, echipa de care vorbim, echipa voastră până acum câteva luni, a organizat un trial. La turnul, mă rog, se construia o echipă, tu ai fost selecționat de către Vali Bădoi în urma trialului. Da, el nu ne știa nici pe mine, nici pe Știrbu, dar i-a spus antrenorii secunzi care sunt acum la echipă că am mai jucat acolo și că avem experiență, că am mai jucat și la nivel de divizia C și... Așa am ajuns să vorbim mai multe cu el. Deci Știrbu, David și Urucu așa au fost selecționați, prin trial. Da, da. Ce vi s-a spus în momentul în care ați fost sunați, domnule, e un trial la turnul? Am fost sunat de domnul Dan Țăpurică. Bine, atunci probabil el se ocupa cu lucrul ăsta, cu echipa. Și la urmă n-am mai fost dânsul acolo. Chiar și am luat legătura cu Vali. Am ținut legătura la urmă cu Vali. Și am zis că vor să facă echipă și dacă vrem să facem parte din echipă. Și am zis că da, cu mare plăcere. După 7 sezoane la FCM Alexandria,
o echipă, mă rog, dincolo de defecte, dincolo de supărările pe care le-a produs iubitorilor de fotbalului de aici, din municipiul Reșeință de Județ, la Alexandru era stabilitate. Se știa foarte clar, e cea mai solidă echipă din Telorman, salariile se plăteau, infrastructură bună, era în capitala de județ. Nu ți-a fost puțin teamă să o iei așa din nou, de la capăt? Nu mi-a fost deloc teamă. Asta e. Se mai întâmplă și la case mai mari. M-au dat afară, dar zis, să încerc și în altă parte. Cu toate că mă părea rău că am plecat de la Alexandria, da? E bine, tot rău a fost spre bine. O formație făcută la foc automat, Sporting Turnul Măgurele. O formație care a reușit, iată, să se impună, o formație rezultată în urma unei inițiative private, încă o dată subliniem acest lucru, pentru că, din câte știu, ar mai fi ceva oameni care bagă bani, persoane particulare care bagă bani la ora actuală în echipele care au rămas încă în Liga 4-a, pentru că Vârtoape s-a retras, acolo era, într-adevăr, un investitor privat care susținea echipa. Sporting Turnul Măgurele, iată, e o premieră pentru nivelul ăsta. Și, la asemenea învergură, e o echipă construită de, în urma unei inițiative private. Patronul vostru, Walter Raffini, care a fost și el la emisiune la noi, are o afacere foarte prosperă în județ, are un punct de lucru important și la Turnul Măgurele și a luat această inițiativă. Levent, tu ai deja câte meciuri jucate? N-ai venit de la începutul sezonului. Nu am prins primele două etape. Nu ai făcut pregătirea pre-campionat cu... Nu, pregătirea am făcut-o la Roșiori. La Roșiori? Da, și nu am prins primele două etape la turnul și am debutat în etapa a treia cu prima echipă care s-a retras, cu Găleten. Levent, despărțirea ta de formația natală, ca să zic așa, a fost așa plăcută ca la Marius? A fost dezamăgitoare, să spun, mai mult, în primul rând, pentru că am fost dezamăgit pentru că nu m-au apreciat. Eu cred că nu m-au apreciat atât de mult cât meritam pentru ceea ce am făcut pentru această echipă. Dar, cum a spus și colegul meu, tot rău spre bine. Nu era Alexandria prima echipă din județul ăsta sau în țara aceasta unde puteam să joc și nici ultima. Mi-am încercat norocul la Roșiori. N-a fost să fie și acolo mediul meu, să spun acolo, mediul meu, să spun așa. N-am putut să mă acomodez și n-a fost chiar așa cum mi-am imaginat eu. Dar în cele din urmă, pot să spun, Dumnezeu mi-a ajutat și am ajuns într-un loc în care mă simt foarte bine și am evoluții care țin să crească de la meci la meci. Levent, tu ai o situație mai specială pentru că la momentul la care noi ne-am întâlnit aici și povestim în studioul Sportul Special, tu ești încă aflat, ești împrumutat la Sporting Turnu, ești practic deținut de Sporting Roșiori de Vede. Da, da. O echipă care ar avea nevoie de un portar, fără, acum și ei sunt tot în vacanță, au intrat cam în aceeași perioadă cu voi. Da. Au rămas într-un singur portar, un junior, Eduard Butoi, care nu se ridică la pretențiile de Liga 3-a. Andrei Preda, celebrul Gogoașă, plecând cu două etape înaintea finalului de tur, plecând de la echipă. Cea mai la îndemână soluție pentru roșioreni, pentru conducerea roșioreană, eu vorbesc acum fără să știu ce planuri au ei, ar fi fost să te repatrieze. Ar fi fost cel mai la îndemână. Da. Soluția cea mai comună. Până când e valabil împrumutul tău la Sporting Turnu și ce dorești să faci cu viața? Dacă intri în negocieri, în renegocieri cu Roșiori? Ca să spun așa ce a spus asta, cel mai la îndemână pentru ei probabil erau să mă repatrieze pe mine. Cel mai la îndemână pentru mine consider că este să rămân la turnul Măgurele. Am aflat și eu de la stafful nostru că transferul meu sunt discuții cât mai avansate, aproape de finalizare. Dorința mea este să rămân la Sporting Turnul Măgurele și vă spun sincer, atât de mare este să rămân la Sporting Turnul Măgurele,
că în caz că Doamne ferește nu se realizează transferul meu la echipă, sunt chiar hotărât să iau o pauză. La Roșior nu vreau să mai mă întorc. Dom'le, o fi de vină Alexandru, o fi de vină cei de la Roșior, dar toți parcă ați găsit limanul fericirea acolo la turnul. Nu știu, eu am auzit într-adevăr cuvinte de laudă față de Vali Bodoi, nici nu puteai să-l critici pe Vali Bodoi, e un nume greu în fotbalul românesc și e o onoare și până la urmă un lucru foarte bun că un astfel de om de fotbal, încă fotbalist activ la voi și antrenor, vine la acest nivel și preia un proiect pe care îl construiește de la bază, de la Liga 4, de la campionatul județean, încercând să-l aducă cât mai sus posibil. Asemenea declarații de dragoste eu n-am mai pomenit. Bine, voi ambii veniți după niște perioade care n-au fost tocmai fericite pentru voi, dintr-un motiv sau altul. A stat foarte mulți ani la Alexandria, 7 ani tu? Tot 7 ani. 7 ani, te-ai născut practic, ai 22 de ani? Da, de la 15 ani. De la 15 ani ești pe aici, pe la stadionul municipal. 7 ani de acasă, vorba aceea, am avut de la Alexandria. Da. E cam că ruptura cred că a fost destul de dificilă și dureroasă. Toată lumea vă identifica cu echipa de aici. Ai avut o experiență la Roșiori. Ce să zic, dacă aș fi acum puțin autocet, aș spune că dacă mai aveai puțin răbdare, pleca Preda și erai titular acum, nu? Sau nu se mai punea problema? Andrei Preda, dincolo de caracterul lui așa puțin mai sulfuros, un portar foarte bun. Dar care, iată, a plecat mai devreme decât era înțelegerea de la echipă și... Da, dar ca să fiu... Nu am plecat pentru că nu apăram. Am plecat pentru că nu mă simțeam bine. Până la urmă eram trei portari și cred că toți aveam același șansă să apărăm. Nu scria în fruntea cuiva titular și în fruntea celuilalt rezervă. Ăsta a fost motivul principal pentru care am plecat atunci. Acomodarea și... Nu pot să spun că a fost ghinion pentru mine că am plecat și a plecat apoi Gogoașă. Așa da, mai era un fost cu echipier de-al tău, Lătea. Da, da. Nu v-ați ajutat reciproc? El văd că s-a implementat. Ba da, am fost, practic fost, eu am ajuns primul la Roșiori, după aia l-am chemat. A ajuns el acolo și practic stăteam în cameră de la început. Normal, ne cunoșteam de la Alexandria, am jucat atâția ani împreună, dar... Nu înseamnă că dacă mai vine și altcineva, gata, te-ai acomodat. Nu persoana de lângă tine înseamnă acomodarea la o echipă. Domnilor, trebuie să fac și eu o mărturisire. Atunci când am venit la voi la antrenament, am filmat mai multe minute. O să le și vedem, o să încercăm să le și comentăm, să vă întreb una alta despre ele. Trebuie să fac și eu mărturisire, într-adevăr, e primul antrenament pe care îl văd. Toți erau foarte relaxați și cu zâmbetul pe buze. Bine, erați pe primul loc, atmosfera era bună, patronul era aproape de voi, nu aveați probleme financiare, cum nu aveți probabil nici acum. Regia, dacă este pregătită cu imagine surprinse la antrenamentul celor de la Sporting Turnu, o să vedem câteva imagini acolo, iată. Era antrenamentul din preziua derbiului cu Alexandria, avem și de acolo câteva imagini. Erați... Cred că se observă că toată lumea e cu zâmbetul pe buze. Toată lumea e cu zâmbetul pe buze. De asta i-am cerut și colegului. Dom'le, erați mai relaxați decât mine, știi? Asta și eu eram tot la muncă. Dar și concentrați pe de altă parte. Da, de-aia erați foarte serios. Se băga material acolo, cum zic fotbalistul. Da, da. L-am văzut pe Vali Bodoi, o să avem cu Bolțoi. Ăsta nu-i Carabașu care alergă aici? Da, negru, da. Da? Foarte bun jucător. De la Udinese Udacu Coceu v-a dus. Da, un copil foarte, foarte bun. Da, 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 vână de fotbalist. El e unul dintre oamenii de care se leagă renașterea fotbalului în turnul Mogurele și, practic, comportamentul lui Sporting Turnul în iarbă. Da. Erați la încălzire aici, erau două grupuri de jucători. Da. Și erau antrenamentele fizice de încălzire, de... Pentru că la cele tactice n-au avut încredere în noi să ne lase. În plan îndepărtat îl vedem pe Alex Bolțoi, el se antrena separat. Cum e să ai alături de tine în teren un nume ca Vali Bodoi sau Alex Bolțoi? Să vă spun sincer, la început când am venit la echipă, mintea mea
parcă mi-era rușine să spun la o fază fixă, de exemplu, să-i spun eu lui Vali unde să stea sau să-i spun eu că e un om liber sau în teren. Mi-era rușine, pot să spun așa, să strig eu la Vali, dar Vali a fost cel care a venit la mine și chiar înainte de meci mi-a spus oricând este nevoie să-l consider colegul meu în teren acolo și dacă este nevoie să îl atenționez de ceva, oricând să o fac. Ionuț Ciobanu, fostul fotbalist, este staful vostru. Da. O mare, un nume important al fotbalului și o mare figură. Da. Un băiat foarte, foarte ok. Domnilor, ce relație aveți cu conducerea? Vali este cel care se ocupă de antrenamente, el este antrenor echipei și jucător. E cel care practic funcționează acolo la mijlocul terenului, ce joacă, el închizător? Ce... Da, mijlocaș central. Mijlocaș central, dispecerul de la mijlocul terenului pentru Sporting Turnu Mogurele. Am văzut interceptările lui, am văzut diagonalele lui, sunt foarte exacte. 39-40 are Vali Bădoi. Da. Cei care văd acum imaginele privindu-i figura lui Vali Bădoi și cunoscându-l și ca jucător, le este foarte greu să înțeleagă cum a putut să stabilească o astfel de atmosferă cordială. Nu l-am prea văzut zâmbind așa pe el. E un tip mai... Păstrează zâmbetele pentru noi, pentru echipă. Da, așa, o fi și asta. Bun, ce relație aveți cu conducerea, în afară de Vali Bădoi? Cine mai e alături de voi? Care este următorul nivel? Păi, pe lângă echipă, apropiat, cum știți și dumneavoastră, domnul Nițu, Dan. Da, domnul Foamete. Da, și domnul Foamete Minel. Da. Și dânsul este foarte apropiat de echipă. Ori de câte ori avem nevoie de ceva legat de ceea ce se ocupă dânsul și poate să ne ajute, nu este nicio problemă. Domnul Walter. Și domnul Walter este întotdeauna alături de noi, ori de câte ori avem nevoie de ceva și dânsul practic și la meciuri nu lipsește niciodată. Deci suntem un grup foarte unit. La noi sunt numai zâmbete pe buze, cum v-am spus și mai devreme. Și cred că asta este cel mai elementar. Uniunea unui grup. Iau o pauză de respirație așa. Sunt multe, mulți factori de care depinde reușita unui proiect fotbalistic, mai ales unui proiect fotbalistic care este luat de la bază și care este, indiferent ce spune patronul sau declarațiile oficiale, chiar și la noi la Sport Sud Special, este focusat pentru promovare. Pentru că altfel nu cred că cineva ar băga așa banii lui personal pentru a ține la un nivel foarte mic doar flacăra speranței pe la turnul Măgurele. Domnilor, ne-am uitat și pe tabela acolo. Avem 11 etape oficiale, 11 partide contabilizate în mod oficial. Avem 4 echipe retrase din campionat. Voi sunteți niște oameni serioși acolo la tur, nu chiar dacă zâmbiți așa tot timpul și mergeți la antrenamente ca la distracție, în sensul ăsta pozitiv, în sensul că nu sunteți împovărați de o presiune inutilă. S-au uitat 4 echipe. Voi aveți un proiect acolo, un proiect foarte serios pe care l-ați luat step by step, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, treaptă cu treaptă. Ținta voastră este câștigarea campionatului, o chestiune care practic este rezolvată în proporție de 99,99%, numai dacă, nu știu, se întâmplă vreo epidemie. Deci alt motiv nu mai e. Nu, alt motiv nu mai e. Veți fi campioni, veți merge la baraj. Cum vă influențează lipsa a 4 competitoare? Deci nu o să mai fie numărul acela de meciuri, o să aveți și săptămâni de pauză. Vă deranjează sau s-a simțit deja chestia asta în programul vostru? Îl dă puțin peste ca simțiți un gol, Marius? Eu cred că o să luăm și meciuri amicale când o să stăm cu cele 4 și nu ne afectează, eu cred. Până acum, când aflați că, domnule, săptămâna asta stăm, ce ziceați? Bă, ne-am pregătit pentru eram cine? Puțin mai lejer, așa, mai bine dispuși. Dar și acum, când am stat, am avut amical. Da. Nu am pierdut. Deci nu v-a lăsat conducerea așa? Da, am făcut amical cu videle. Este normal, pentru că este un ciclu care trebuie urmat, nu? Și am avut un amical, da. Și
și atunci când nu vom mai avea meciuri în retur, normal că se vor organiza amicale, pentru că nu poți să pierzi sâmbăta. Și iar pregătirile săptămânale la fel de intense ca pentru un meci oficial. De asta zic, a spus și voi, se pierde acel ciclu de pregătire săptămânală. Voi faceți antrenament. Lunea sunteți liberi, nu? Da. În principiu lunea sunteți liberi, sâmbătă jucați, duminica, duminica și luni. Asta lunea e weekendul vostru, da. Așa e la voi. Da. Marți, miercuri, joi, vineri aveți întâlnire la stadion, pregătire, cum faceți acolo, ce faceți. Și apoi sâmbătă ar fi că practic v-ați antrenat degeaba. Cum e? Da, și astea, normal o să organizeze un amical și pregătirea și pentru acel amical, la fel ca la un meci oficial. La jocul oficial. Așa am procedat și în tur. Nu ne-am culcat pe ureche, nu știu că am săptămâna meciul, asta. Meciul amical e una, oficial e altceva. Normal. Că nu vom mai fi noi la fel de concentrați ca pentru un meci oficial, este cu totul altceva. Dar ne facem antrenamentul. Efortul fizic ne facem antrenament. Se va depune și, cum v-am spus, nu va fi o sâmbătă pierdută. Vreau să vă întreb acum puțin despre aceste 11 etape care s-au scurs în acest tur de campionat. Aveți o linie de clasament, ca să folosesc o expresie nemuritoare, iată, impecabilă. 11 meciuri, 10 victorii, un singur egal, 1-1 la Țigănești, m-ați corectat, tream cu impresia unui 0-0 acolo. Nici o înfrângere, golaveraj 38-4, ia uite, apărarea stă bine, Levencelic este aici alături, doar 4 goluri a încasat în 11 meciuri, păi nu, asta reflectă niște chestiuni. Am 10 băieți formidabili în permanență, în 90 de minute, fața toată mea. Apărarea. Nu e numai meritul meu. Fără îndoială, acum, nu toată echipa este aici. Da. E portarul. Da, portarul spus, portarul e un post diferit. Sunt 10 jucători de câmpul portarului. Da. Are alt statut, probabil că și altă psihologie, probabil. E greu să ții ritmul ăsta? Cu 8 puncte avans, lucrurile sunt mai relaxate acum. Dar o bună perioadă de timp s-a mers cap la cap. Până la meciul direct cu Alexandria, lucrurile nu erau clare deloc. Nici chiar după meciul ăla, când ați câștigat și o să vedem imagini de aici, de la Alexandria, pe stadionul municipal, erau doar 4 puncte. Încă se mai puteau întâmpla multe, multe, multe chestiuni. E greu, știind care este scopul final al proiectului vostru de acolo, să ții ritmul ăsta, cadența asta, pentru că e foarte clar. La Liga 4-a, una, două, maxim 3 candidate sunt. Da. Deci era clar că vă bătesc cu Alexandria. Nu este greu, pentru că, practic, campionatul are două părți, nu? Prima parte turul, a doua parte returul. Ce ai făcut prima dată, poți să faci a doua oară. Orice lucru care l-ai făcut odată, poți să-l repezi, să-l faci a doua oară. Adică, cum am făcut noi un tur foarte bun, normal că putem repeta să facem și un retur foarte bun. Asta, totul depinde de noi, de jucători, să fim concentrați mereu, să ne pregătim la fel de bine și vom menține același ritm, cu siguranță. Marius, din astea 11 meciuri contabilizate aici în tabel, care ți s-a părut ție cel mai greu din teren? Sau care ar fi cele mai greu? Cel mai greu din teren? Da, din teren. Că din teren, da. Cel mai greu mi s-a părut meciul cu Alexandria. Meciul cu Alexandria. Da. Levi? Chine să cred că tot meciul cu Alexandria, nu numai. A fost derbiul, a fost un meci între primele două clasate și între principalele candidate la titlul județean în acest an. Domnul, pe dacă tot vorbiți de meciul cu Alexandria, haideți să vedem câteva imagini. Regia, dacă este pregătită cu acel scurt rezumat al meciului cu Alexandria, un rezumat impropriu spus, acum mă agit eu puțin, sunt imagini filmate chiar de propria în persoană, am putut să stau doar la prima repriză, când s-a și întâmplat golul. Aici e galeria lui Sporting Turnu, 250-300 de inși, tribuna a doua, echipa lui Sporting Turnu Măbrele, da? Tribuna oficială a stadionului, pe care îl cunoașteți cu foarte, destul de bine. Foarte bine. Momentele de început ale partidei, Levencelic aici, testându-și mănușile probabil. Alexandria este în alb-albastru, o vedem în atac, în galben-verde Sporting Turnu Măgurele. Vreme frumoasă. Eu eram în drum spre Roșiori, aveam mers la Liga 3 și n-am putut rata. Vuia stadionul. De mult l-am mai văzut o atmosferă așa frumoasă la Alexandria. Voi cred că știți ce spun. Da. Da. Decât la marile meciuri, pentru că, în mod normal, la meciuri cu, eu știu, cu Inter Grăteni, cu oricare altul, slabă asistență, slabă mișcare. Da, o să vedem câteva imagini și cu oficialitățile care au fost la meci. Încă o dată galeria lui Sporting Turnu cu
Steagură care poate vor fi celebre. Iată. Walter Raffini, Dănuț Cuclea, Victor Drăgușin, cel cu ochelari. Da. Am surprins și golul să-l vedem. Să-l comenteze poate Leven Celic, dacă a fost o ezitare a portarului. Aici, undeva prin zona asta, m-a surprins chiar pe pista de atletism. Și am reușit să-l... Cred că acum e. Da, aici e. E gol de portar? Nu sunt genul să... Nu vreau să comentez. Mie mi s-a părut că e cam gol de portar. Nu vreau să comentez, dar eu sunt adeptul în teren întotdeauna că și jucătorii pot să ajute. Nu trebuie să cadă toată vina pe portar. Nu, dar n-a ieșit portarul și fața lui nu prea erau apărători. N-a ieșit, dar cum v-am spus mai devreme, și eu am avut în permanență 10 băieți formidabili în fața mea și el avea toți 10 băieți în fața lui, poate putea să-l ajute cineva după în zonă. Mai mult nu comentez. Ok, nu l-a ajutat nimeni din zonă. Asta e banca. Spre de fericirea noastră. Spre fericirea voastră. Banca de rezervă a lui Sporting Turnu. Am înțeles că toți cei care au văzut meciul, repet, eu am reușit să rămân la stadion doar pe parcursul primei reprize, Banca Alexandrii, era Gabi Lungu acolo și în picioare Sorin Albeanu, să decriptăm și imaginate din tribuna. Eu am reușit să stau doar la prima repriză și lume bună, lume frumoasă, lume multă. Soare afară. Soare afară. Toate motivele de bucurie. Atmosferă de mare meci până la urmă, da. Și dincolo de tot și de toate, aici sunt doi jucători la Turnu Măgurele, au fost și reprezentanții ai celor de la FC Alexandria. Astfel de meciuri fac fotbalul să facă un pas în față. Țin vie pasiunea și atenția. Prima repriză a aparținutului Sporting Turnu. Cei care au văzut meciul, oameni la părerea cărora țin și n-au niciun motiv să denatureze lucrurile, spun că partea a doua, inițiativa a fost la FCM. Voi din teren? Nu. Prima parte a fost clară a noastră. A doua parte era normal să iasă și ei la joc, că au jucat acasă. Era normal să aibă și ocazii să încerce să marcheze, că practic pentru asta jucăm, nu să marcăm. Dar eu spun că rezultatul final este corect. Fotbalul se joacă pe goluri. Iar rezultatul final a fost favorabil nou. La fel de bine la pauză, dacă era 3 sau 4-0 pentru noi. Da, și aveam și 1-0. Și nu s-a supărat nimeni dacă intram cu o diferență mult mai mare de scor la pauză. A venit repriza a doua. Dacă a spus că a fost și la meci, dar la prima repriză, da, la prima repriză. Vântul bătea dintr-o parte, a doua repriză am jucat și noi cu vântul în față. Practic, cum v-am spus, ei jucau acasă, trebuia să iasă și ei la joc, dar eu spun încă o dată, rezultatul final este foarte corect, este realitatea din teren și mai mult nu am de zis. Marius, ai văzut, am văzut imagini și în afara stadionului, emulație, o atmosferă trepidantă la stadion, lume bună, lume multă, ca la moși pe vremuri, Caragiale. Tu ca alexandrean, așa, vreo 7 ani pe aici. V-am văzut pe tunel. Eram montați. Eram montați să câștigăm. Eu întârziasem acum, pot să mărturisesc, întârziasem, găseam loc de parcare, mă agitam cu o cameră din mână, filmam așa, nu era nici la primul meci împotriva Alexandrei, că am jucat, eram la primul meci, oficial. Cum te-ai simțit tu atunci pe tunel? Pur și simplu, mai am gândit că am jucat la Alexandria, am să câștig meciul și eram concentrat la meci. A fost să câștig meci. Levi, tu, la tine e prima experiență ca adversarul lui Alexandria. Am văzut-o și pe asta. Îmi doream foarte mult victoria. Chiar și înainte de meci am declarat într-un interviu că mi-era frică chiar de mine să nu cad în latura concentrării, în latura nervozității. Dar la final a ieșit totul bine și am fost foarte fericit. Ce v-a spus Vali? S-a întâmplat tot ceea ce îmi doream cel mai mult, victoria. Ce v-a zis Marius? Ce v-a zis Vali înainte? Să jucăm cu zâmbetul pe buze. Ai, nu, da. Spune că asta e... Pe bune. Exact așa. Deci asta glumea crede acum că noi ne-am vorbit. Nu. Cu zâmbetul. Exact așa ne-a spus. Jucați de plăcere cu zâmbetul pe buze. Și o să fie totul bine. Bă, înseamnă că am prins filosofia de joc al Vali Bătării. Eu, într-adevăr, am rămas plăcut impresionat, mirat. Mai exact când am venit acolo, erați mai zâmbitori decât mine. Nu știu dacă ați avut timp să vedeți că era un concentrat la cam supărat așa, ăla eram eu.
Și mă uitam la jucători, băi, și mie mi-a plăcut fotbal, știi, să joc și asta, dar zic, bine, voi profesioniști, e altă treabă, una e să bați mitanul. Și toți erau zâmbitori. Bine să nu înțelegeți că dacă suntem cu zâmbetul pe buze, asta înseamnă că luăm totul așa. Nu, tocmai asta e, deci suntem acolo concentrați, se făcea efort serios, totul tratat foarte foarte riguros, dar nu erau crispare, nu erau cum să spun, o plictiseală de viață, de antrenament, se vedea că lucrurile sunt făcute de plăcere acolo. Chiar veni la antrenament de plăcere. Asta m-a surprins, n-am mai văzut, sincer. Am fost și pe la alte echipe, nu mai contează care. Dar nu și era batem kilometri pe zi să venim la antrenament. Sunteți navetiști și eu sunt navetiști, da? Uite, la mine nu tot timpul e cu zâmbetul pe buze. Nu reușesc să fac performanța asta. Vă propun să veniți la noi, la echipa. Păi e cam greu, la Old Boys. E cam greu la... la Old Boys poate aș reuși cu Ionuș Ciobanu, cu cine acolo, facem o echipă de trăznet. Cu Mitroini, cu Șor, cu Lipie. Da, dăm spectacole prin centrul totul Măgurele, ar fi ceva. Din oraș ați reușit să cunoașteți ceva? Cum e? Sau decât veniți la antrenament și plecați? Doar atât, venim la antrenament, terminăm antrenamentul și ne întoarcem în Alexandria. Da, cam atât. N-ați reușit să socializați pe acolo prin turnul, să vedeți cum e? Nu ne petrecem timpul acolo. Nu. 4 zile de antrenament, câte ore durează? Cum sunt antrenamentele? Destul de frumoase, în primul rând. Și pentru nivelul ăsta, nu foarte grele. Pentru mine, unul. Tu ai mai prins și Liga 3, Liga 2. Și Vali, oricum, are antrenamente destul de frumoase. Și le facem cu mare plăcere. Aspect, domeniul ăsta fizic, pregătire fizică, pe ăsta pune accent? Sau pe tactică, pe relații de joc? Mie mi s-a părut că aveți bune relații de joc. Da. Asta mi s-a părut. Chiar avem. Într-o perioadă atât de scurtă, chiar avem. Păi asta spun, deci nu e Real Madrid, nu vă vedeți și cu spatele, asta e clar. Însă, practic, adunându-vă cu o săptămână, două înainte de începere, într-o lună de zile, echipa s-a format. S-a format. Este uimitor cât de repede au apărut aceste automatisme. Sau la început... inițiale, știi? Adică lucrurile mergeau acolo pe teren. Bine, jucători buni, luați individual, asta e clar, dar am mai văzut echipe formate din jucători buni individual care nu... Probabil ne dorim toți același lucru și de-aia chiar nu știu. Da, e un mister acolo. E interesant de văzut ce se va întâmpla cu această echipă. Domnilor, sunteți conștienți că practic ați câștigat campionatul și dacă da, cum vedeți voi acest retur de campionat? Ce obiective aveți acolo la turnul? Treptat. Cum v-am spus și mai devreme, nu trebuie să ne culcăm pe ureche, campionatul nu s-a terminat. Suntem mulțumiți de avansul care l-am luat, dar v-am spus, cum și conducerea față de noi este foarte profesionistă, nu avem probleme, suntem cu banii la zi, toată lumea se comportă frumos cu noi, noi nu trebuie să ne culcăm pe ureche și să fim la fel de profesioniști, să spun, ca până acum. Să ne facem treaba în continuare și lucrurile să meargă la fel de bine ca până acum. Marius, 8 puncte vă asigură practic, deci subliniez pe treaba asta. Locul întâi. Acum voi probabil veți merge la baraj, indiferent ce se va întâmpla la formația de pe locul 2. Se întâmplă schimbări, au loc schimbări, sunt jucători care se despart de echipă, cărora se diminuează salariile acum, iată, cadou de sărbători. Pentru mulți dintre ei, voi ca jucători acum compătimiți cu ei, noi ca... Nu, eu vă spun unul sincer, că am mai rămas cu câțiva prieteni de la Alexandria, dar chiar îmi pare rău pentru ei. Nu putem să spunem că acum dacă nu mai joc la Alexandria, nu mai mă salut cu ei sau sunt unii în continuare prieteni mei, vor rămâne prietenii mei întotdeauna și chiar vă spun îmi pare rău pentru ei, pentru că să fim realiști, vin sărbătorile. Dar nu este problema noastră. Voi aveți noroc. Sunteți, cum ai spus mai la început, rău spre bine, nu? Exact. Aceste 11 meciuri pe care le veți mai avea până la finalul acestui sezon de Liga 4, le vedeți doar ca pe niște etape oficiale de pregătire în vederea barajului? Sau mai au o miză în sine? Că presupun că... Normal că au o miză. Noi să fim concentrați, să câștigăm fiecare meci. E un antrenament până la baraj. Antrenament oficial. Să vorbești deja de baraj la turnul? Nu. Iarăși nu cred.
Chiar nu se vorbește și suntem concentrați pe campionat deocamdată, pe retur. Dar voi știți că până la urmă asta vă așteaptă barajul ăsta. Exact. Dacă sunteți foarte conștienți de treaba asta, da, acum sunteți pe primul loc și nu faceți parte niciunul dintre voi din conducere, însă aș vrea să aflu câteva chestiuni, cât sunteți în lot? 20. 20 de jucători în lot. Bun, din ăștia 20 de jucători, aveți junior sub 21, că asta mă frământă de la o vreme. Din ce știți voi? Avem. Pentru că... La baraj trebuie să fim 3. Trebuie să fiți 3 în teren. Sub 21. Sub 21. Da. Aveți și astfel de jucători? Că... La ora actuală, da, avem. Da, ei sunt titulari sau doar acolo? Titulari, mi se pare, cred că 2. Care ar fi? Laurențiu Teleacă. Teleacă, da. Capitan. Capitanul și... Fost central, îl știu după Bamsi. Bamsi. Da, știu după, nu știu. La unde ne vine porecla în minte. Da, probabil că vor mai fi aduși. Iarăși nu pot să vă întreb dacă vor mai fi schimbări la Sporting turnul, pentru că iarăși nu faceți parte din conducere. Însă, cu siguranță, acolo lucrurile sunt bine monitorizate și vor apărea și... Dacă nu există deja în lot jucătorii sub 21 de ani, pentru că este o cerință a Federației Române de Fotbal, 3 jucători sub 21 de ani să participe la meciul de baraj. Iarăși, pentru sezonul de Liga 3-a, e valabil lucrul ăsta. Tot timpul trebuie să fie 3 jucători sub 21 de ani în lot. Nu poți să te rezumi doar la 3 jucători, trebuie să ai 5-6 jucători valoroși, valabili, viabili, sub 21 de ani în lot. Și lucrurile sunt mai complicate. Dacă intră în vigoare și chestiunea aceea cu jucători sub 19 ani, iar e durere mare. Cred că asta ar fi cea mai mare lovitură pentru echipele telormânene. De unde se scurg juniori? Asta... juniori aveți pe la turnul? I-ați văzut pe acolo sau nu v-ați intersectat cu ei? I-am mai văzut. Sunt juniorii care joacă înaintea noastră, nu? Și... Da, echipa de juniori. Și juniorii care joacă la Republican. Da, cred că sunt două sau trei grupe. Este domnul Ionut Babada, cantonat. I-am văzut și la câteva antrenamente așa, ori făceau după noi. Nu putem să știm, noi nu suntem antrenori. Nu sunteți antrenori și nici membrii în staful de conducere. Da. Domnilor, adică un vânt acolo interesant, așa cum spuneam, și cum toată lumea este de acord cu treaba asta, la turnul Mugurel. Era o foame de fotbal. Fusese o secetă teribilă, chiar dacă la Marul Dunării oamenii erau setați de fotbal, domnule. Da. Și s-a luat racătul de pe stadionul municipal, că era un lacă din ăla, ca la nici prințesele, bazmele acelea ale copilorilor nu aveau așa lacăte la ușa castelului. Bun, ați apărut voi pe acolo, s-a format echipa, s-a dat lacătul la o parte, vin spectatorii, asta sunt curios. Ați văzut și la meciul de la Alexandria, ce galerie am avut. Și la fiecare meci avem galerie. Cum e atmosfera? Oamenii sunt entuziasmați, vin cu mare plăcere la meciuri, chiar avem galeria, să spun așa, scandează tot meciul. De fiecare dată, deci când se marchează un gol, bucuria este foarte mare. Cum a spus și dumneavoastră, era foame foarte mare de fotbal la turnul și asta se vede pe fața tuturor care vin la meciuri. O atmosferă frumoasă, vă spun sincer, am jucat 7 ani la Alexandria, n-am văzut lumea atât de entuziasmată la meciuri. Poate decât atunci primul meci, când a fost să debutez eu la 17 ani la Liga 3, să văd atât de mult lume la meciuri cum a fost la turnul cu Alexandria. Dar în rest nu era lumea atât de entuziasmată și oamenii sunt foarte bucuroși la fiecare meci care jucăm acasă. Ceva foarte frumos. Pentru ei e o sărbătoare, vă dați seama, de atâta timp... Da, vin ca la spectacol. Da. Ca la teatru nu e, din câte știu, pe la turnul. N-are cum să fie. A fost și pauza asta teribilă. Alexandrenii erau învățați, așa poate un public mai blazat. Probabil că v-au neglijat puțin să vină pe la stadion. Acum, probabil că și așteptările la Alexandria sunt mai mari de la patra, mă rog. Putirința e mai complicată. Bun, domnilor, haideți să vă întreb puțin din iarbă de acolo. Știu că poate e o întrebare incomodă. Eu totuși vă întreb legat de arbitraj. Turnul a solicitat de multe ori arbitri străini. Pare mi se de 5 ori au fost solicitări, după calculul meu.
și în alte trei situații ați beneficiat la cererea partenerilor de competiție de brigăzii străine. Meciul cu Alexandria a fost arbitrat de o brigadă străină. Cum s-a simțit? Nu vă mai întreb de ce și cum unul dintre membrii din staful vostru de conducere a fost președintele Comisiei de Arbitri. Cum s-a simțit în iarbă arbitrajul? Adică a simțit vreo problemă, vreo frustrare sau pur și simplu nu i-ați băgat în seamă? Păi, noi ne-am văzut de treabă să ne facem jocul. Ce treabă avem noi cu arbitrajul? Și eu nu cred toate prostiile care se aud. A fost decizia conducătorilor să aducă arbitrii străini și ne-a respectat decizia și noi ne-am văzut de treabă. Nu, cred că a fost ceva așa, ieșit din comun. Bun. Domnilor, cum vedeți Liga a patra retur? Să avem o discuție și despre ceilalți. V-a plăcut vreo echipă în afară de Sporting Turnu? Marius. Mie mi-a plăcut Saele ca echipă. Echipa Saele mi-a plăcut cel mai mult. În afară de noi, bineînțeles. Bineînțeles, vă uitați așa la meciuri, la DVD-uri cu voi și, păi, ce echipă faină e la turn. Levi? Da, și mie mi-a plăcut Saele, chiar un joc, am jucat atunci prima dată când a nins, un joc în condiții foarte grele și cu toate că erau condițiile foarte grele, ei tot încercau să paseze, un lucru bun și un lucru care m-a uimit și nu pot să spun că nu mi-a plăcut și Brâncenea, o echipă foarte bună, dar la meciul cu Brâncenea noi am avut o evoluție foarte, foarte bună și nu le-am dat nicio șansă. A fost 3-1 pentru voi atunci? 3-0. 3-0. 3-0 cu Brâncenea. Când pun un gol, când iau cât un gol. Păi da. Mereu ne puneți goluri luate, ne puneți... Nu, că aia e, că la Țigănești am dat 0-0, de-a fapt fusese 1-1. Bun, aveți lucruri interesante făcute acolo sau s-au schimbat condițiile, iată, nu mai găseam, multe suri. S-au schimbat condițiile la stadionul municipal din Turnu Măgurele, gazonul e însă sub nivelul pretențiilor și așteptărilor. V-a spus ceva conducerea că în iarna asta... Da, s-ar putea să jucăm în altă parte, dar nu știm sigur. S-ar putea să schimbați... Da. Păi cel mai... Acolo e Saele, care are un stadion foarte frumos și un gazon. E foarte bun, dar nu știu dacă vor cei de acolo. Nu știu, ar fi o onoare pentru Saele. Cred că ar fi, s-ar înregistra niște asistențe record de public. Și publicul din Saele e iubitor de fotbal. Da. O bază sportivă foarte frumoasă, un gazon impecabil la Saele. Printre cele mai bune, da. Printre cele mai bune, un gazon impecabil. Deci e posibil să jucați în altă parte. Este posibil sau nu știm. Asta este treaba conducerii. Da. Nu știu, noi treaba noastră e să jucăm, nu? Treaba voastră e să jucați. Unde o să jucăm, mai puțin contează. Contează să câștigăm. Păi contează dacă aveți public acasă. Va fi greu acum, că doar na, să vă urmeze cine știe pe unde. Ne-a urmat la Alexandria, ne urmează oriunde publicul. Domnilor, sunteți foarte optimiști și aveți foarte multă încredere în dumneavoastră. Suntem pe finalul emisiunii, câteva minute doar ne mai despart. Întrebarea de final, când vă reuniți? Sunteți în vacanță și voi acum. Când se reunește lotul și dacă știți așa câteva coordonate ale pregătirii de iarnă? Dacă vi le-au dezvăluit cei din conducere. Pe 19 ianuarie este reunirea echipei. O să facem un cantonament, nu știm unde, deocamdată. Și cam atât. Primul meci cu cine l-aveți? Cu Videle. Ești la Videle. Domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să veniți la Sportul Special. Mulțumesc și conducerii de la Sporting Turnu pentru că a avut încrederea să trimită doi jucători. De obicei, echipele se feresc să facă acest lucru. Doar un exemplu mai avem în afară de Sporting Turnu. Au fost mulți jucători, dar întotdeauna însoțiți de un antrenor sau de un oficial al clubului. Le mulțumesc pentru modul în care am înțeles să colaboreze cu noi și în lipsa unui oficial au trimis doi jucători așa cum am cerut. Vă mulțumesc și vouă pentru că v-ați răpit din tur. Levi e deja obișnuit la a doua prezență la Sportul Special. Marius David, debutant în televiziune. Oricând cu mare plăcere. Baftă în retur și mai ales baftă la baraj, pentru că ăsta este scopul. Mulțumim. Vă mulțumim. Baftă și dumneavoastră în
continuare în treaba care vă faceți. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost Sportul Special. Bogdan Codruță vă mulțumește pentru atenție și mai mult decât atât, în această seară trebuie să vă mulțumesc pentru întreaga atenție pe care ne-ați acordat-o în acest sezon de toamnă al emisiunii noastre Sportul Special, pentru că emisiunea de astăzi este ultima acestei luni. Ne vedem la anul, peste câteva zile doar. Pe 5 ianuarie va fi următoarea noastră întâlnire live. Până atunci însă nu mutați de pe Media Sud, rămâneți în continuare cu noi, vom avea câteva emisiuni în reluare, lucruri interesante, luni de la orele 19. Până atunci vă doresc tuturor sărbători fericite, vesele în primul rând și să ne vedem cu bine pe 5 ianuarie. Toate bune, dragi prieteni, la revedere, rămâneți cu Media Sud, în câteva minute vin știrile și pentru iubitorii sportului ne găsiți și pe sportsud.ro. La revedere!